camera mică ce se deschidea din salon era capela. Acolo era un altar frumos, din lemn sculptat, erau icoane, îngenuncheri, odăjdii, potiri, sfeșnice, tot ceea ce se cuvenea într-un loc de rugăciune. O candelă ardea mereu, semn că acolo se găsea Sfântul Sacrament. În duminici și sărbători, dacă nu se nimerea să fie vreun preot din familie, preotul din sat celebra acolo Sfânta Liturghie. La slujbă participau toți ai casei, de la servitori până la ultimul nepoțel care era prezent acolo. De multe ori participau și oamenii din sat, fiindu-le mai aproape aici decât bisericuța din celălalt capăt al satului, sau poate pentru că le era mai drag să se închine aici, alături de prea cuvioasa soră Cecilia. Aici avem două potire, unul care a fost făcut cadou de către sora Elena, sora lui Iuliu Maniu, în 1923, a fost făcut cadou capelei și în care s-a slujit. Un alt portir foarte, foarte vechi, care nu știm câtă vreme este. O porțiune din altarul sculptat, care este partea cea mai importantă, deoarece poartă inscripțiile, anul în care s-a confecționat, cine a făcut planurile, precum și meșterii care au lucrat la acest altar. Este de menționat faptul că acest altar de la Bădăcin a fost modelul pentru un alt altar pe care sora Cecilia, sora lui Iuliu Maniu, l-a confecționat și l-a dăruit capelei Liceului Simeon Bărnuțiu de la Șimleu. Sfeșnicele, apoi este monograma familiei și anul 1923, când au fost făcute fețele de altar, purificatoarele, aceste obiecte care se folosesc la cultul divin. De asemenea, mai avem aici rasa de călugăriță a surorii Cecilia. Sora Cecilia, alias Cornelia Maniu, s-a călugărit și a făcut parte din congregația franciscană. Mai avem aici un liturghier, ediția lui Timotei Cipariu, 1870. Este cartea care ne arată cum s-a trecut de la grafia chirilică la grafia latină. O diplomă a reuniunii mariane cu semnătura surorii Cecilia, 1934, și alte cărți de cult. În această capelă au slujit tatălui Corneliu Coposu, protopopul Valentin Coposu, ori de câte ori venea la dealul Țarinei, celebra în această capelă, precum și părintele Simeon Man, care era și paroh la Bădăcin, făcea parte din familie, era prin alianță strănepot, nepot al familiei Maniu. Statuia Sfintei Clara avea o devoțiune specială față de Sfânta Clara, mama lui Iuliu Maniu, portând numele de Clara. Iuliu Maniu a fost o persoană religioasă, o influență puternică în educația lui a avut-o bunicul său, vicarul Demetriu Coroianu, cel care a condus vicariatul Silvaniei, în subordinea căruia erau 10 protopopiate din țara Silvaniei.